Și se pare că elicopterul acela care a căzut în munții Buceți acum câteva luni zile, însă acest lucru îl studia. Sunt multe. Deci am lucrat și la lumea misterelor, am fost în echipa de investigații, m-am plimbat în multe locuri. Sunt multe locuri în care, pur și simplu, telefoanele se închideau, camera de luat vedere se oprea. Acumulatorul era nou încărcat și mă arăta că mai vibrează 5 minute și trebuia să ne oprim ca să nu... Dar erau locuri unde era acumulatorul jumătate consumat și când intram în zona respectivă, simțeai că zbor cu echipamentul în spate, iar camera de luat vedere, acumulatorul arăta cu mult peste capacitatea lui maximă. Deci acestea sunt locurile bune și locurile rele. Care ușor, ușor încep să fie explicate. Am vorbit de modelul holografic. Modelul holografic vorbește despre aceste matrici informaționale de corpuri de lumină, care în momentul când corpul biologic moare, ele fac un holosalt într-un alt spațiu holografic. De aici este problema de care vorbesc toți cei care conferențiază diverse lucruri, că sufletul nostru transcende în alte ființe, în alte corpuri, renașterea, reînvierea. Să știți că sunt multe cărți, principal la standuri, care explică aceste lucruri.